imaginația unora nu are limite. Un tânăr de 24 de ani din Cisnădie a profitat de absența micului său, i-a luat mașina și a încercat să o vândă, dându-se drept proprietarul autoturismului. Când a sesizat dispariția mașinii, adevăratul proprietar a dat fugă la poliție. Oamenii legii au descoperit autoturismul în comuna Orlat la un potențial cumpărător. Acesta urma să achite pentru autoturism 1300 de euro.